Noi mai devreme ne-am certat, nu știu dacă ai apucat, repetai, nu știu dacă ne-ai auzit. Repetam, nu v-am auzit. Noi ne-am certat pe tema parolelor în general în viața asta, pin, parolă, chestii de genul ăsta. Tu dai, ai dat cuiva vreodată pinul tău de la card? Sau parola de la Facebook? Sau parola de la Facebook, da. Cui să-i dau? Soțului meu. Soțului. Pe da. Unde-i apropiat? Da, păi, na, sau parola de la telefon, normal că știu. Da, tu dai passcode, băi, înseamnă că-s nebun eu. Mi se pare incredibil. Eu dau și eu știu pe a lui, el pe a mea, adică nici de cum. Dar care-i motivul? De ce? Care-i scopul? De ce nu? Adică dacă... N-ai măcar, nimic de ascuns. Măcar soțul meu să știe, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să știe. Tot pe zona asta. Fix de asta m-am gândit și eu. Păi mi se pare absolut normal, dacă împart absolut tot cu el, să împart și chestia asta. Adică în momentul în care... Părerea mea este, în momentul în care ascunzi parola de la telefon, ai de ceva la pin, de ascuns. Ai ceva de ascuns. Dar nu ascunzi, efectiv, nu ajungi niciodată la discuția. Nu, înseamnă că nu vrei să împarți acel lucru nici măcar cu jumătatea ta. Deci acolo ești dubios. Simt că am primit-o, m-a scuturat așa un pic, Andra. Dar n-am vrut, să-ți spun doar că am mai întâlnit și am prieteni cărora le spun, băi, sunteți un pic, nu mai zic acum, nu, tu ești în cauză, nu zic. E de bine, dacă tu așa simți, fă cum simți. Și dacă jumătatea ta sunt acceptă... Sunt prost acum, îți dai seama, nu? Nu, stai puțin, dacă ea nu se supără, n-ai nicio treabă. Dar nici eu nu știu pe ei. Nici adică... tu nu știi pe ala ei. Exact. Da. Adică atunci e ok. E corect, dar nu mă interesează să o știu, asta e faza. Adică de ce? Nu, am încredere. El o dă ca și cum. Păi nu sunt curios să intru în telefonul ei să văd ce se întâmplă, dar nici eu. Da. Dar Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, trebuie să intru. Dacă telefonul meu nu e aproape și trebuie să sun la urgență, pun acolo sau la... Corect. Nu? Bun. Ideea următoarea. Bogdan este la așa. Începutul căsniciei, el încă mai are fantome din trecut, n-ai de unde să știi acum. Fantome din dar. Nu, asta ține de fiecare, dacă ea nu se supără e perfect. Dar fiecare își face regula în casa lui și e absolut normal. Am auzit de ceva de la tine. Am auzit că iubirea schimbă tot. Oho, dar cum schimbă? Explică-ne și nouă. Vezi, s-ar putea ca iubirea să-ți schimbe acest gând. Cum ți-a venit ideea?